Bine v-am regăsit, dragi copii! Bine ați venit la o nouă poveste de seară! Sunt Claudia și o să citesc pentru voi Piratul din Cadă. Girafa George nu suporta să facă baie. Ce plictisitor era! Când tata îl chema să se spele, striga "Nu!" și se ascundea. Tata născoci un plan să nu-l lase nespălat. Avea să-i transforme cada într-o navă de pirat. Cu colacul navighezi, pânza-i perdeaua de la duș, prin telescop zărești balene, spuse tatăl jucăuș. Când George își văzu nava, sări în ea stropind pe jos. "Comoara mea!" strigă el vesel. "Sunt un pirat norocos!" "Plosc, plosc!" făcea micuțul, dar și tata intră în joc. "Nu ți-am spus eu, George? Să faci baie nu-i rău deloc." Ce s-a întâmplat apoi cu George? Oare cine ghicește? Girafa care nu suporta baia, acum cu drag se bălăcește. Noapte bună, copii, și somn ușor!